Cu toții iubim natura. Un lucru important totuși ne scapă. După curățarea viilor, livezilor, cozișul cerealelor, a porumbului și a viței de vie și a floare soarelui, rămâne în urmă materie de preț, pe care fie le ardem în detrimentul naturii, fie le uităm pe dealurile Moldovei. De 6 ani acest lucru, această risipă de resurse prețioase este stopată. Ba mai mult, este utilizată în folosul nostru al moldovenilor. Timp de 1 săptămână s-au petrecut expoziții, prezentări și seminare unde toți cei interesați de acest domeniu important au putut afla informațiile necesare. Această săptămână, doamnelor și domnilor, culminează cu cel mai important eveniment în domeniul ecoenergetic și anume Gala Moldova Ecoenergetică 2016.